S-au întâmplat niște evenimente ciudate în pauză. Sper că s-ar miza ajunge la emisiune. Continuăm discuțiile. Bun, doamnelor și domnilor, pe lângă știrile pe care le-am comentat astăzi și care sunt foarte serioase, chiar și dezbaterea despre interzicerea TikTok-ului în Statele Unite, model care probabil va fi urmat și în Europa la un moment dat, pe aici, pe acolo, poate nu per total. Eu sunt subiectiv. Am vorbit despre tancurile grele pe care le-a primit Ucraina, chiar de ziua lui Zelenski, lui Volodymyr Zelenski, președintelui ucrainean. Avem și alte abordări, vorbim despre predicții extrem, extrem de interesante pentru următorii 20 de ani. Sunt niște chestii pe care chiar le doresc comentate. Unele mi-aparțin, altele sunt luate de pe diverse, să zicem, reviste specialitate științifice sau din arealul unor futurologi celebri, așa. Până una alta, aș vrea în foarte scurt timp, doar într-un minut, două, să-mi comentez Dian Popescu, dacă se poate, ascensiunea Turciei, care devine noul, să zicem, stăpân energetic al Europei, noul pol de atracție al energiei. A devenit. A luat locul Rusiei. A devenit noul pol energetic. A devenit, Rusia a devenit un pol energetic al Europei. Să nu uitați un lucru, că rutele din țările cu resurse altele decât Rusia nu pot ajunge în Europa decât prin Turcia. În momentul în care o rută trece printr-o țară, ăla devine hub, cum vorbesc ei. Deci Turcia a devenit. Pentru că ruta de aprovizionare cu resurse din Rusia spre Europa era cunoscută, Ucraina, marile conducte, trei care treceau pe teritoriul României, pe la Isaccea, Orlovca, se ducea Negru Vodă, Cardan și alimenta Bulgaria, Serbia, partea asta de sud-estul Europei, cealaltă care se ducea pe Ucraina, Vic Beregovo, Ungaria, trecea spre Polonia în partea cealaltă, ele erau rutele care alimentau Europa, pe ruta aia alimenta Europa și de vest. Ungaria se ducea spre vestul Europei, actualul Nord Bobgarden. În momentul în care Ucraina devine conflict și se blochează aceste rute, normal că altă rută geografică nu putea fi decât Turcia. De acum vom fi la Turcia care este o țară NATO, dar nu membră UE, și Turcia care își joacă soarta ei. Știe să negocieze, vedeți bine negocierile cu intrarea Suediei în NATO, vedeți bine cum joacă. Turcia, care a devenit o putere economică, eu când văd analiștii care dau inflație, domne, Turcia e pe prăbușire, vă dau un singur exemplu pentru voi. Simplu așa de 2,50. Conducta, țeava care se folosește în România, s-a folosit la Brua, colectorul ăla mare, e din Turcia. Turcia exportă acum oțel prelucrat, Turcia are cea mai ieftină energie din Europa, rutele de gaze ale sunt pe teritoriul Turciei, 7 țări pompează gaze în Turcia, printre care și Rusia. Deci inclusiv gazele care vin din Rusia vor veni prin Turcia și este foarte Turcia greu. Turcia și-a dublat achizițiile de petrol rusesc și a devenit cel mai mare importator de gaze rusești până la sfârșitul anului trecut. 7 țări pompează în Turcia în acest moment. 7 țări pompează în Turcia gaze. Bun, ce înseamnă asta? Încă o dată. Vom cumpăra, e o formă de ipocrizie publică, deci practic petrolul pe care nu mai putem cumpăra din Rusia, îl vom cumpăra din Turcia, dar tot rusesc? Sigur că da. Păi gazele nu le cumpărăm la... Eu am o singură întrebare. Gazele nu le cumpărăm pe Turk Stream, pe Blue Stream, pe Transanatolia Pipeline din Turcia? Că toate rutele sunt acolo. Auzi, Dian? Da. Crezi că Turcia mai vrea în Uniunea Europeană? Nu știu. Nu pot să spun, n-am vorbit cu Erdogan. Da, atâtea ori s-a spus. Cum e UE în acest moment, cred că nu mai vrea. Asta vreau să spun. Eu nu cred. Deci, bineînțeles, nici eu nu cred. Numai că am vorbit de atâtea ori și s-a vorbit în spațiu public despre faptul că Turcia este ținută la ușa Uniunii Europene, încât nu știu cine de cine râde acum, iartă-mă. Când tu vii cu cifrele astea, când Ian spune ce spune... Păi, în ce termen vorbim despre Turcia de acum încolo? Turcia tocmai a spus că gazul din Marea Neagră îl poate și îl va exploata singură. N-are nevoie de niciun ajutor, că s-au oferit unii și alții să fie și ei acolo. Nu, fără un european trăiește ne descurcăm. Fără oricine. Uite, ca să îl exploatăm și o să vă dăm și vouă. Ca să nu fiu ipocrit, Exxon a explorat și la noi și la turci. Pe noi ne-a lăsat și am cumpărat de la ei
acțiunile cu miliard, dezastru l-a făcut de acest ministru, acest ministru care e și în licența, continuare. Licența, de fapt, am luat. Nu, am cumpărat partea lui Exxon, nu licența, licența era noastră. Dar partea lui Exxon, 50%. Partea lui Exxon, da. Pentru care ei n-au dat nimic, da? N-au dat nimic, bineînțeles, noi am plătit un miliard pe gazele noastre. Dar Turcia în acest moment exploatează gazele din zăcământul Saharia, care v-am spus la voi și acum confirmă... Ar putea fi comun. Nu, la tine a fost prima dată când am spus-o. După aia am spus-o și la alte televiziuni, după aia au venit specialiștii, profesorii care au spus, da, dumneavoastră, așa este. Dar am spus-o acum câteva luni, un an. Se face un an. Și Turcia exploatează la ora asta. Adică... Tu îți dai seama că atunci nu începuse reexploatarea? Nu. Când noi vorbeam, când tu ai deschis discuția și n-a trecut un an și ăștia exploatează? Da. Și noi am rămas în aceeași fază? Da. În aceeași fază. Și vreau să spun că... Cu perspectiva că în 2027 am putea scoate de acolo. Spunea... Dacă mai rămâne ceva. Nu, noi am schimbat doar verbul, mai găsim ceva. Vor veni și uite că au venit. Îmi spunea Sarmiza, pe bună dreptate, revoltată cu rezervele de stat care au cumpărat de la OMV fără licitație, fără... Și îți spun de ce au cumpărat de la OMV fără licitație. Puteau să cumpere de la casa aceea de la Petromidia. Da, nu știu ăia dacă le-au dat, nu știu exact. Dacă ar fi cumpărat de la Lukoil, ar fi fost o problemă. De la alte țări nu puteau cumpăra pentru că o licitație prin care nu puteau lua pentru că prețul de aducere România deci, era practic, mare. Printre altele, dacă vă mai vreți petrolul rusesc, îl puteți cumpăra din Turcia. Nu e nicio problemă. Da, așa se va întâmpla. Păi hai să facem altceva. Războiul a schimbat, practic, exportatorul principal. Venit, s-au plimbat pe aici, degeaba s-au plimbat. E o mascaradă cu cablul ăla tras marin. Cred că l-ați văzut și voi. 5 state, 7 state, Georgia, Azerbaijan, aia stăteau și râdeau săraci. Noi importăm energie verde, venea Germania, Ursula von der Leyen, importăm energie verde pe cablu transmarin, care vine, de un, pe unde trece cablu? Prin Turcia. Nu, ce nu înțelegeți? Deci, când în momentul în care șocat, trece pe teritoriu... Vorbim cu un turc care este în România și care are o poziție într-o anumită companie și pe la 40 ceva de ani a ieșit la pensie în Turcia. Deci în Turcia muncea de la 12 ani sau 10 ani cu carte de muncă. Muncise. 35 de ani de muncă și ieșise la pensie la 45 de ani. Ceva de genul ăsta. Ăștia fac comerț, sunt copii de bazar, de mici. De o viață. De o viață. Deci n-ai cum să-i păcălești. N-ai cum, de o viață. Cresc în bazar, deci se prim primelor joburi acolo. Dacă n-ai fost într-un bazar turcesc, nu înțelegi că ăștia pot să vândă orice. Orice. Știi care e diferența orice, dintre noi și turci la faza asta cu copiii? Noi considerăm copiii exploatați, dacă îi punem să muncească, ei consideră că îi educă pentru viață. Da. Și e corect. Și e corect. Și copiii fac rost de bani, mai ales din familii sărace, că sunt foarte multe familii sărace în Turcia, totuși fac rost de bani de mici și se descurcă și uite așa ajung șefi la multinaționale sau negociază cu, na, cum e Erdogan, cu ăștia. Deci turcii s-au dezvoltat economic și industrial. Bill Gates e numai cu gândurile la pandemie. Deci omul ăsta, cred că... A rămas acolo. Da, a rămas fixat pe pandemie. Nu e de râs. Zice că următoarea pandemie va fi mult mai rea decât COVID și, nu știu, traducerea e bizară. Va fi provocată, tot de un virus creat de om. Știre de la Aleph News. Deci s-a ajuns la concluzia că, într-adevăr, a fost creat de om acest virus, că până la una alta părea un virus natural, nimeni nu își mai pune problema acum dintr-o... Traducerea e... Dintr-o, cum să zic, care mi se pare o chestie foarte gravă, de unde Dumnezeu vine virusul ăsta? Pentru că ar lămuri foarte multe lucruri. Dar ca să nu se ajungă la ideea că a fost un atac biologic și ca serviciile secrete să iasă în față, să trebuiască să explice ce e aia, ce munci de împiedicare a răspândirii virusului au așa, de a identifica făptașii, vinovații și așa mai departe, s-a pus batista pe țambal și nu ne mai interesează de unde vine virusul ăsta. Deși e o chestie foarte gravă. Că dacă e un virus provenit din laborator, înseamnă că și următoarea pandemie vine tot din laborator și atunci cum să mă apăr? Că ăsta ne ceartă că n-am fost pregătiți, Gates. E o ironie aici, o mizerie. Dacă a fost provocată, va fi provocată tot de un virus creat de om. Cred că traducerea e proastă, că mă îndoiesc că ăsta a zis așa ceva și a lăsat porumbelul să-i scape pe gură. Oricum, zice că va fi mai gravă decât COVID și că va veni. Madalin. Gates. Ok. Da. Știi, noi... În spațiu public se vorbea la un moment dat de Baba Vanga, care avea ea niște predicții, era oarbă, nu era om de știință, nu avea bani, nu era... Mă rog, ne uităm la predicțiile ei, sunt ok sau nu sunt ok, fiecare, mă rog, va fi judecă. Mai contagioasă și chiar mai Dar vorbim despre Bill Gates, care nu este un prezicător, nu, care el decide foarte multe lucruri în lumea asta. Politicile mondiale de sănătate, poate. Bun. Poate. Tot la tine în emisiune vorbeam... Prin sponsorul principal al OMS... Ia
privată. Asta voiam să-ți spun. Exact asta voiam să-ți spun. Păi Bill Gates nu prezice, el știe. Pentru că altfel n-ar vorbi despre asta. Ce, nu i-a plăcut cum s-a, cum s-a comportat lumea în prima pandemie și... În momentul în care îmi vorbești de o pandemie, asupra care există suspiciuni grave, că a apărut artificial, da? Că a fost o criză medicală artificială și îmi spui că mai ar mai urma alta, adică ce vrei să-mi spui? Că mai sunt niște băieți care mai pregătesc într-un laborator? Da, exact asta vreau să spun, exact asta vreau să spun. Un virus care să-l asmut asupra umanității, da. Ca după aia să-ți culeagă roadele, indiferent care ar fi acesta. De asta am făcut comparația cu Baba Vanga. Din punctul meu de vedere, eu dacă eram șef de stat sau prim-ministru, eu ceram un răspuns național la această problemă, ceream să fie verificat virusul la sânge, cum se zice, inclusiv instrumentele de combatere ale lui, așa, aș fi cerut ca toate serviciile secrete să identifice posibilele cum să zic, organizații criminale care au săvârșit un atac biologic, aș fi cerut foarte multe lucruri și un răspuns național, propriile noastre instrumente de apărare într-o astfel de situație. Aș fi întrebat pe Bill Gates. Aș fi reînființat Institutul Cantacuzino. Aș fi înființat nu știu câte institute de cercetări care să cerceteze povestea asta. În momentul în care Gates vine și mă anunță că ar mai urma o pandemie, în condiții care este suspiciuni grave că asta a fost asmuțit asupra umanității sau a scăpat accidental. Normal accident de laborator, chiar mă... Primul lucru ar fi trebuit cercetat Bill Gates. Pe ce te-ai bazat? Că poate ai niște... Da. O bază științifică. Apropo de catastrofe, am o informație. Suntem primii care o putem da. Și o informație care îi privește pe locuitorii sectorului 1. Și așa. O durere mare. Mi-a dat-o chiar în secunda asta și dacă vreți o spunem, mi-a dat-o chiar în secunda asta Alexandru Pânișoară. Este primul care și-a anunțat candidatura la primăria sectorului 1. A zis că o va bate pe Clotilde Aman și este cu toate informațiile pe care le are. El candidează din partea umaniștilor la primăria sectorului 1. Și uite ce mi-a trimis. Operatorul de salubritate din sectorul 1 nu poate de duminică, 29 ianuarie 2023, să mai colecteze deșeuri municipale. Fracție umedă, principala sursă de apariție a șobolanilor. Atenție! Astfel, în sectorul 1, de luni, gunoiul menajer nu se mai ridică pentru că nu poate fi depozitat la stațiile de sortare. Primarul Clotilde Aman a avut la dispoziție 120 de zile să atribuie contracte de delegare către stațiile de sortare pentru ca operatorul de salubritate să poată să găsească mașinile de gunoi după colectare. Pentru că aceste contracte nu au fost atribuite de primarul Clotilde Aman, stațiile de sortare nu pot să primească de luni gunoiul menajer de la Rompres și implicit Rompres nu mai poate colecta aceste deșeuri. Hai să verificăm informația. Atenție. Oricum, nu stau în sectorul 1, mărturisesc. Da. E grav dacă e așa. 1, știu că acolo sunt veșnice probleme. Trebuie verificată informația. Tu ai primit o informație care trebuie verificată de asemenea. Bun, este, eu la cum îl știu pe e Alexandru, e întotdeauna, da, este întotdeauna foarte bine documentat. Și eu sunt convins că așa este și, până la urmă, cred că ar trebui și o lecție. Bă, nu mergem pe convingeri, dar acum e foarte posibil să fie adevărat. Care votează, și știm prin ce am mai trecut la sectorul 1. Păi înțeles că nu e prima, e real. E inadmisibil totuși ca într-un oraș de nivelul Bucureștiului să apară fenomene recergent, dar trebuie verificat informații. Nu există răspunderea managerială să se aplice. Nu există lege okay. În care primarul să răspundă, pentru că până la urmă ai prostit oamenii, ai prostit. La următoarea alegeri, poate nu te mai aleg, dar tare mi-e frică că ne vom trezi cu Nicușor Dan și cu Clotilde Aman în gumandat. Eu nu cred, mă rog. Doar da, sper avem, să nu se mai întâmple. Mai avem încă dar... 2 ani să ne mănânce șobolanii, mai avem 2 ani, Doamne ferește, să mai moară oameni mușcați de câini. Să mergem pe linie electorală, totuși, ediția asta. Ok, vom verifica informația, mergem de aici și o ducem mai departe să vedem ce se întâmplă. Este un avertisment, sigur. Așteptăm și replica administrației. Nu m-am băgat în poveștile astea administrative, dar eu, sigur, e de verificat. Trecem la profeții, că nu mai avem mult timp și mi se par unele dintre ele senzaționale. Nu avem mult timp și de-aia le citesc pe repede înainte. Pentru următorii, până în 2040, practic, unele se vor întâmpla mai repede, altele poate un pic mai târziu, dar cred că până în 2040 cam tot ce voi citi aici are șanse mari să se materializeze. Roboții vor lua locul masiv muncitorilor din domeniile industriei auto, corect, navale, spațiale, dar și din mediul serviciilor comerciale. Self-service-ul va fi dominant. Corect. Deja se întâmplă asta. Deja se urmează concedieri masive în următorii ani și noi presiune asupra bugetelor de stat din cauza șomajului în creștere. Așa va fi. Senzori. Până în 2035,
Internetul va fi o componentă activă în îmbrăcămintea pe care o purtăm. Atenție, una dintre predicții, și trotuarului, chiar și pe trotuarul pe care mergem. Adică cum? Elemente care vor face conexiuni cu device-urile pe care le purtăm. Oricum se merge pe ideea că vor fi... 5G. Telefonul, de exemplu, va ajunge să fie chiar, implantabil. Medicină, imprimarea 3D, care a revoluționat deja industria medicală, până în 2035-2040 ar putea fi folosită această tehnologie a imprimării 3D pentru transplantul de organe. Asta e un lucru bun. 2035-2040, asta e la capitolul pozitiv. Vor fi create chiar organe funcționale. Și asta e un lucru bun. Până în 2040. Sunt și pare acum plauzibil valvele, până în 2040. E un orizont destul de mult timp. Sunt și acum protezele, valvele, sunt și acum aparaturi... Da. Coaste. Coaste, sunt și acum. Făcute cu ajutor imprimat. Sânge artificial inventat de un român. Sânge artificial, asta e clar, e una dintre predicții, va fi folosit, va predomina în intervențiile medicale. În salvarea vieților e bună tehnologia asta. Telefonia mobilă. Până în 2035-2040 oamenii vor intra în posesia telefoanelor mobile implantabile. Mai exact, în loc să comunice pe cale orală, utilizatorii vor putea să-și transmită gândurile cu ajutorul undelor cerebrale. Dumnezeu, Dumnezeu să înțeleagă toată lumea ce gândim. Va fi nasol. Și vezi război atunci. Totuși aici ai urmă. Adică noroc că apar roboții sexuali și jumătate din lume vor trăi. Da, o să fie adevărată vorba aia. Uite, i-am citit gândurile pe față, dar nu le-am putut traduce. Eu în predicția asta, care n-a apărut încă, cred cu adevărat, am citit-o cu ceva timp în urmă, că la un moment dat oamenii vor trăi fără bani, pentru că nu mai ai ce să faci cu ei. Totul atât de tehnologizat și atât de la îndemâna oricui, încât chiar nu mai e cazul. Cu siguranță banii lichizi vor dispărea. Da. Asta dispare repede. Inteligența artificială va fi prezentă în fiecare companie până în 2040. În ce mod? Resursele umane, contabilitatea, operațiunile financiare ale firmelor vor fi controlate exclusiv de softuri. Corect. De inteligență artificială. În general, deja au început. 2040, 2023, 17 ani. Până în 2050, roboții sexuali vor înlocui partenerii umani într-o proporție de peste 50% în relațiile între indivizi. Credeți? Credeți asta? 2050. Ce ai spus acum nu e nicio predicție, e real. Da. Deci este real. N-ai spus nimic... Care e imposibil. Care e imposibil. Dar 2050, orizontul ăsta de așteptare. Deja s-a început. Eu cred că va fi mai repede. S-a început. Păi, hai, tu nu vezi ideea că 50% din oameni vor trăi cu roboții sexuali până în 2050. Aia cu... Ceilalți vor fi doar ăștia în cartiere. Păi au început cu roboții sexuali, au început Morginașe, de la tinerii ăștia care stau toată ziua din 24 de ore pe calculator. Nu? Pe calculator. Eu cu TikTok am o problemă, sunt subiectiv. Să interzicem calculatoare. Sunt subiectiv pentru că văd la tine, văd la fie mea. Da, da. Văd la fie mea. Nu, adică este imposibil, una, două, telefonul să... Până în 2040 vom ști că nu suntem singuri în univers. Vom fi convinși. Toate credințele religioase se vor schimba radical. Multe vor fi abandonate și vor fi percepute doar ca etape în evoluția umanității și nu ca un sumar de adevăruri absolute. Dar noi știm acum că nu suntem singuri în univers. Bisericile, da, public va fi. Își vor cere scuze pentru proiecțiile primitive și deseori delirante, în special în privința descrierii răului, fenomen care a dus la menținerea întuneric și distrugerea nenumărate destine în 2000 de ani. Bun, e o predicție destul de dură asta. Da, dar vin generații care... se apropie de lumea asta pe care tu ai creonat-o. A spus-o Sarbiza. Care nu vor înțelege niciodată modul nostru primitiv cu ghilimelele de rigoare de a trăi. Nu cred că ne apropiem de final. Ei se pot naște într-o astfel de lume, așa cum... Vor apărea noi surse de energie foarte ieftine până în 2040, care vor da impuls masiv economiei și vor permite statului să întrețină masa mare de oameni care nu vor avea joburi. Oamenii de știință vor produce vaccinul antigripal. Adică se naște un al doilea Tesla? Pinele. Sigur, ușor, ușor. Omenirea va ajunge pe Marte până în 2040. India va depăși SUA ca putere economică până în 2040. Da, mâncăm greier de pe câmp și nu-i plătim. Din păcate, vor fi și efecte și situații mai nasoale, gen Alzheimer va ataca generația tânără. Până în 2050, 5 miliarde de oameni, din totalul de 9,7, vor locui în zone cu riscuri serioase în privința resurselor de apă și... Și clima României se va schimba radical. Poate vom vorbi într-o altă ediție despre asta. Hai să încheiem, unele dintre ele nu am timp să le mai citesc. Hai să încheiem într-o manieră mai funny. Avem două imagini, două secvențe video. Cele cu Joe Biden, o putem da?
Azi a ținut un discurs prin care l-a anunțat pe Volodymyr Zelensky că America va trimite 31 de tancuri. I-a spus la mulți ani? Nu știu dacă i-a spus la mulți ani. N-am urmărit discursul, dar știu că a făcut acest anunț. Face și anunțuri serioase, este un președinte funcțional, are însă și momente pe care americanii le comentează în această manieră. Mi se pare foarte funny. Cum mai râd americanii de anumite gesturi pe care le face Joe Biden? Fiți atenți acum. Foarte tare. Left the White House bright and early this morning, and you can see he just kind of continued walking and walking and kept walking all the way to San Jose. They say he should be here by September. I guess he's, I don't know. Deci asta mi s-a părut foarte tare. Bă, unde se ducea? Ah. Chiar nu se... Nu, da, e clar că se ducea undeva, dar nu era foarte clar unde. Și hai să mai dăm un material la final. Un preot din România care a sfințit un Porsche. Te binecuvântează să te sfințești această Dumnezeu de acum. Numele Tatălui. Părea un fel de X-0 acolo. Acum nu vreau să fac glume de genul ăsta, dar cum e cu sfințirea? Faci stârmașini și cu pensul ăla și cu... Dar sunt foarte mulți. Da, e... Da. Mulți care își cumpără mașini, își cumpără mașini și... O amprentă energetică. Deci știi că credința nu pleacă odată cu apariția bogăției. Bă, pe mine nu mă deranjează. Mai bine să-ți faci cruce decât să faci. Mai bine să crezi decât să crezi. Bun, sunt faze funny, totuși. Asta la a fost, nu avem, creat niște, nu avem șosele, nu avem autostrăzi, măcar să facem cruci pe mașini. Cu pensul acolo, cu vopsea, frumos. L-am văzut și pe bord încerca să picteze. Nu zici și de Biden, te rog frumos. Că... Da, Biden a fost tare. Keep walking, keep walking. Poate până în septembrie ajunge la San Jose. Mine, mi s-a o singură problemă am, că o să dispară motocicletele în... Nu o să dispară niciodată motocicletele. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, ca de emisiune, pentru comentarii, pentru dezbateri. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și astăzi. Rămâneți cu Metropola TV. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Toate cele bune!